Drumul lui Mihai Voievod, un drum în care investim peste 32 de milioane de euro, un drum important, un drum care pleacă din Budești și ajunge la Câmpul Mare în județul Olt. Este un drum pe care astăzi am fost împreună cu colegii mei de la Consiliul Județean Vâlcea, cu primarii din Drăgoiești, Olanu, Galicia, Budești, bineînțeles. Am făcut așadar o verificare gospodărească, să spun, dar și de specialitate, pentru că am avut constructorul alături, am avut personal de execuție, personal care s-a ocupat de proiectare. O verificare pentru că în câteva luni drumul va fi finalizat și atunci a trebuit să trecem și să-l parcurgem împreună. Pe mine mă interesează fiecare lucrare care se face cu bani europeni la Consiliul Județean Vâlcea și le verific personal pe toate, evident alături de colegii mei. Le mulțumesc primarilor pentru că au fost prezenți, mulțumesc constructorului, mulțumesc colegilor de la Consiliul Județean și cred că este important să știți că acest drum va fi unul dintre cele mai frumoase drumuri ale județului Vâlcea, dar și ale României, drumul lui Mihai Voievod.